Ei, la mulți ani, prieteni, tocmai ce este 1 decembrie, este ziua României. Să avem o zi bună, să avem o țară mai puternică și toate cele. Dar de acum nu vorbim despre cât de grozavă este țara noastră. Vom vorbi despre dorințele din Genshin Impact și Eterna și problema idee legată de wishing. Acum, pentru cei ce nu au văzut, am făcut și un video, o să-i dau link jos în comentarii, legat de ce trebuie să dai mereu X1. Acum să trecem peste partea în care nu trebuie să dai X10 și să vorbim despre cum ar trebui să dăm wishing. Deci înainte de orice, am ajuns și eu la AR47, semi free to play. Cu Blessing of the Velkin și Battle Pass. Nu dau bani pe cristale. Și în condițiile acestea, credeți-mă, nu este foarte, foarte ușor jocul. Pentru că sunt tot felul de metode prin care jocul devine din ce în ce mai greu. De asemenea, acum s-a resetat și shop-ul. Fix acum o lună am făcut un video asemănător în care o să avem Star Glitter Exchange nou. Pentru cei ce vor Barbara și cheia, ăsta este momentul. Nu v-aș recomanda să luați Barbara, poate cheia dacă aveți nevoie. Și în acest video o să vă explic și faptul că s-ar putea să aveți nevoie de cheia. Iar rest, avem acum cele 5 dorințe standard și cele 5 dorințe speciale, care le obținem cu acest dust. Și cât timp vom vorbi despre metodele de improve, hai să dăm și niște wishes aici. Deci, în primul și în primul rând, avem câteva metode de a da improve. Prima metodă este cea evidentă cu a crește caracterul. Și hai să vorbim despre asta. Metode de a crește, hai să scriem cu format mai mare, font. Să scriem cu 48. Puțin cam mult, puțin cam mult. 28. Ok. Metode de a crește caractere în Genshin. Și avem 1. Creșterea nivelului acestora. Ascend flat level. Asta este self-evident și asta este printre primele metode. Apoi, numărul 2. Folosirea unui item, unui weapon cât mai bun. Și de aici o să devine puțin mai problematic, pentru că o să avem inițial 3 stele. B. Weapon fierar 4 stele sau C. Weapon wishing 4. E aproape ieșise dolarul. Și aici de 4 stele majoritatea o să spice cel mai ușor. Dacă este să cât timp îți cauți personajele. Pentru că în general a da wish special pe weapon banner pentru ceva specific nu este neapărat cel mai bun lucru. Și o să vorbim și când trebuie să dăm wishing de late game wishing pe banner de weapon pentru 5 star. Așa. Apoi, 3.
cum creștem caracterul? Prin artefact. Și asta este practic late game-ul în Genshin Impact. Artefactele. A. Free Stars. De care o să-l avem de peste tot practic. O să fim invadați prin chesturi, prin wall farming, prin run-uri de dungeon-uri, deși nu este recomandabil. B. Hai să punem și steluțe dacă tot am fost aici. B. Prin later on, pe la R30-35. C. 40 ar e momentul când începem să luăm primele 5 stars de este steluța aici. Și de la 45 plus numai artefacte de 5 stele. Am putea să spunem, să punem la D. Categoria sa inițială. Știu că este foarte, foarte complicat, dar va trebui să vă explic tot acest desen pentru ca înțelege. Credeți-mă, o să înțelegeți instant de ce o să fac asta. Când o să vedem metodele limitate de a da improve. So, acum că am făcut acest lucru, am crescut caracterul, corect? Am dat ascend, am făcut fallout level, am luat weapon de 4 stele, am făcut și un set de artefacte bun. Dar am și optimizat artefactele cu good stats. Asta este cu tot subiect pentru un alt video. Dar ce mai putem face după ce am făcut toate aceste lucruri? Care este următorul pas? Păi, următorul pas care este practic cel mai important late game power up pe characters. Constelații. Și aici este problema principală. Constelațiile. Pentru wishing, dacă este să ne axăm pe un caracter, trebuie să încercăm să obținem cât mai multe constelații. Acum, la început, depinde când ne-am apucat, dacă sunt jucători care se apucă de pe acum, posibil să fie avut deja Child în acest patch și e posibil de asemenea să fi avut dinainte Klee. Ideea este că eu personal am următoarele personaje de 5 stele: Klee, Venti, Diluc. Acum Klee pentru mine este main damage dealer și este decent builduită, nu amazing, ci decent, cu un Wanderer Strobe. Am crit rate, energy recharge, elemental mastery, attack percentage, stats de genul ăsta, unde sunt și details, cam așa stă crit rate-ul, cam așa stă crit damage-ul, cam așa stă elemental mastery-ul. E decent, din nou, nu este amazing. Probabil în timp va trebui să finisăm și acest aspect. Dar, când am ajuns cu Klee aici, asta să mă gândesc. Klee e nice. Dar care este următorul pas pentru a crește? Următorul pas pentru a crește este ascent la world level 90. Când o să putem face 90 la R50. Și după aia ce mai facem?
Păi acel aspect, în primul rând, în primul și în primul rând, Raida Ascent necesită materialele astea. Materialele astea sunt extraordinar de costisitoare. Le faci extraordinar de greu și durează și te și probabil ar fi trebuit să am prop în față să vă arăt XP books și materialele de materialele în sine pentru a crește un caracter 80-90, ceea ce credeți-mă, trebuie să aveți măcar încredere că nu este deloc puțin. Și întrebarea și mă să vă întrebați de ce nu continui cu Klee și încerc să-l dezvolt pe Diluc în acest moment. Păi am un singur răspuns. Asta. Constellation. Pentru că după ce ajungi în punctul în care poți să-l crești la level 90, that's it. Erou nu mai are nicio putere. Și dacă nu este suficient de puternic să facă față în lume, lume care va mai crește de două ori la Adventure Rank, mi se pare la Adventure Rank 55 și 60, nu aveți încredere în mine la numerele astea, dar va mai crește world level-ul, mai crește dificultatea. Păi dacă aici avem probleme, să avem probleme și mai încolo, pentru că indiferent ce artefacte avem, nu sunt amazing artefactele momentan, încerc să le cresc. Indiferent ce weapon avem, până la urmă, o să fie limita în care putem să afinăm prototype-a minus la lup, o să treacă tot și singura chestie ce rămâne sunt constelațiile. Așa că, dacă ți-ai obținut legendara main DPS, dacă ți-ai obținut suportul, dacă ți-ai obținut sub DPS-ul, dacă ți-ai obținut suport DPS, să zicem Mona, Venti sau main DPS, Klee, Jetching, Diluc, suportul fiind sau suport DPS Cici iarăși. Dacă ți-ai obținut Child ca DPS, atunci care este următorul pas? Păi o să obținem doar o singură constelație pe aceste caractere, iar în rest o să avem doar constelații pe 4 stars. Și 4 stars trebuie să ne uităm mereu care sunt cele mai puternice 4 stars ale noastre. Pentru că 4 stars le vom folosi până în late game și asta contează foarte, foarte mult. So, când o să dăm wishing, nu o să ne uităm neapărat pe personajul de 5 stele decât dacă o să vrem să jucăm neapărat cu el, pentru că avem resurse nelimitate. Este impracticabil și nerealistic să dorim să avem fiecare legendară de 5 stele, mai ales cu constelații. Ce ar trebui să ne axăm este pe constelații de 4 stele. Și de aia ziceam și de Kaya mai devreme, dacă aveți constelații pe Kaya și vreți să-l folosiți pe constelații, atunci ați putea obține variantele lui din shop. So, eu am irosit deja la început toate Primo Gems mele, dând X10 și nu dând X1, și am irosit constelații masive pe personajele mele inițiale de 4 stars, și anume Fischl și apoi Xingqiu. Dar tu dacă ai te apucat să zicem în acest patch în care suportul tău este Diona sau Barbara și DPS-ul tău este Ningguang, păi atunci trebuie să ne uităm în next banner ce personaje de 4 stele sunt. Nu avem Razor, nu avem... Avem Razor, avem Chongyun și avem personajul de foc nou care God knows ce nume are, că îmi scapă chitarista de foc. Whatever. Ideea este că atunci când dăm wishing, nu ar trebui să ne axăm niciodată pe caracterul de 5 stele. Pentru că mereu vor fi caractere de 5 stele amazing, dar vor fi limitate.
În schimb, ce ar trebui să dăm wishing este în funcție de personajul de 4 stele și să ne așteptăm să obținem constelații cât mai mare pe ele. So, dacă vă uitați în trecut, în bannerul cu Venti, am avut Barbara, Fischl și Channing ca personaje 4 stele. Înainte, am avut pe bannerul cu Klee, Noel, Channing și Xingxiu. Momentan, avem Diona, Bidu și Ningguang. Astea sunt personajele care le-am avut până acum pe 4 stele. Și probabil mulți din noi avem constelații pe acești eroi. Dacă o să dăm pe Normal Wishing, și o să dăm pentru că oricum nu contează, pe Normal Wishing să obținem constelații pe aceste personaje este total nerealistic. Nu o să putem obține în mod reliable și pe wishing-ul pe acest banner este de obicei în mod limitat pentru că o să pice o groază de chestii random. Oh, speaking of, printre care chiar Amber, ce după cum știm nu este cel mai amazing personaj din tot jocul. Așa că în afară de aceste wishes normale și poate wishes pe care le-am mai putea obține de-a lungul jocului prin diferite special events, prin diferite level ups, ar trebui să ne limităm cât se poate de mult. Sigur, eu am încercat personal să dau wishing în așa fel încât să intru în pity system la acest banner. Și cred că toți o să facem asta la un moment dat. Dar, legat de mai departe, întrebarea tuturor probabil o să fie legat de wishing-ul pe Zhongli. Întrebarea este dacă merită să-l summonez pe Zhongli. Păi, răspunsul este foarte simplu. Ai unul din aceste personaje în echipa ta sau vrei să faci constelații pe unul din ei? Dacă răspunsul este da, atunci poți să dai draw pe special banner și pentru Zhongli. Dacă nu ai caracter... Tași puțin, Fischl. Așa. Dacă nu ai personaj de 5 stele și ești în pity system, ai putea să încerci pe Zhongli dacă vrei să ai GU user. Dacă nu ai personaj de 5 stele. Deci astea sunt cele două condiții dacă ar trebui să dai nu pe acest banner. Dacă ar trebui să dai wish pe acest banner. În general, recomand personalul să-și păstreze wishes pentru a încerca să farmeze constelații sau să abuzeze cât de cât pity sistemul ca în așa fel încât poate cu puțin noroc să obțină constelații pe un personaj special de 5 stele. Asta ar fi idealul lor, dar știu că este un joc de gacha mai mult sau mai puțin și este foarte, foarte greu să faci acest lucru. Personal, eu după acest banner o să mă opresc din a da wishing și o să încerc să-mi țin resursele. Dar, sincer, o să am nevoie de Diona ca personaj de 4 stele pentru Spiral Abyss. Și o să am nevoie și de Ningguang la constelații pentru că, you know what, este și joc for fun. Și eu vreau să joc la un moment dat DPS Ningguang pentru că Ningguang este fucking amazing. So, asta este motivația personală. Și hai să dau și să mușez. Aici, dacă tot am spus ce am spus, o să vină niște weapons, and so on. Cam asta este motivația simplă. Iar legată de bannerul de weapons, bannerul de weapons ar trebui folosit doar în momentul în care ai un spear user la max level, ai un sword user de max level, ai un Claymore user de max level, bow user and so on.
Sau hai să punem când să dai wishes pe banner de weapon. Când ai leveled up la maximum constelații ascend epică user de fiecare weapon. I created another universe and founded paradise for I Fischl and the princess and different. Fie mai frumos. Q and A. Sau le luăm din nou sword, bow, catalyst. Pe care așa se scrie claymore. I do worry about the well-being și of my retinue during my impromptu absence. I'm sword, sure the good bow, people of the Adventurers Guild are absolutely catalyst, fine, claymore și Doamne ajută, spear, că este doar jalning momentan, pentru că dacă nu o să dai wish pe acel banner, dacă o să dai wish pe acel banner și o să spice spear de 5 stele, well, basically ai rosit o tonă de resurse valuable și nu ai obținut nimic bun din acel banner. Și o să stai cu weapon de 5 stele de spear pe un caracter pe care nu-l poți folosi. Asta este singura dată când cred în late game, probabil în câteva luni, când ar merita cât de cât să dăm wishes pe acel banner. Ce momentan, chiar dacă are pity system mai mic, de la 90 la 80, realistic vorbind, nu merită să dăm wish pe acesta. Hai să că mai putem strânge de două wishes pe acest banner. Nu, nu e asta. Și cred că next wish îi dau trigger cu pity. Let's see. Din moment ce nu o să vreau nici barbare, nici cheia. Și nu iau în considerare swords de aici. O să dăm un intertwined fate. Pentru cei care au nevoie de barbara sau cheia. Mă rog, mai degrabă de cheia. Deși din nou nu prea recomand. You can do that. Yep. Hai. Te rog, nu fi Bidu. Este Diona. God bless. Cu Diona, cu încă o constelație. Unde ești, domniță? Uite. Cu Diona, cu încă o constelație, o să avem pregătită cât de cât pentru Spiral Abyss. Evident, cu constelația 4 ar fi fost godlike. C4 și C6 sunt sweet spots pentru eroul ăsta suportiv, dar atâta avem, atâta putem. Astea sunt constelațiile noastre pe pisicuți. So, yeah. Sper că ați înțeles cât de cât mindset-ul din spatele acestui joc legat de wishing. So, din nou, dacă nu aveți 5 stars, vă recomand să vă încercați norocul, pentru că știu că o să vreți. Dacă aveți 5 stars, poate țineți-vă pentru ceva mai bun. Constelațiile sunt constelațiile și artefactele în acest joc sunt pretty much everything. That's it. See ya. Baftă la wishing. Să las chestia asta în descriere împreună cu video. See ya. Pa, pa. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, Main Fräulein. Okay.